Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Stepanov cu un video nou despre site-ul Nominal Coin. Au mai rămas 46 de zile până se termină perioada de testare și în acest video voi spune despre banii care regulat se întorc în contul meu ADV Cash și descifrarea codului care este în descriere la tranzacție. Căci el practic ne descifrează ce se întâmplă în Nominal Coin cu banii noștri. Deci, în video precedent eu am arătat cum facem plata prin ADV Cash la Nominal Coin. Și deci acolo în video, dacă vă uitați atent, puteți să verificați, acolo fac tranzacția pe data de 13 cu $2.30. Deci 12 chiar, nu 13, 13 mi s-a întors a doua zi. Azi e 15 când fac eu deja a doua oară, am primit banii. Deci se vine undeva într-o zi. În cel mai rău caz, două zile poate fi. Sunt de ce am spus în video precedent că maxim două zile. Dar vine undeva într-o zi, cum văd eu, unii și mai puțin. Deci uitați-vă, aici am făcut plata care cu minus, azi, banii când pleacă. Cu verde când vin în portofilul ADV Cash. Deci am sus ca să vă aducem. Deci se duce în același cont regulat. Nu sunt alte diferite conturi. Deci aici dacă ne uităm până la 2.80, tot același portofil ADV Cash. Deci uitați-vă pe 12 la 21.47 am trimis, pe 13 la ora 6.03 au venit. Pe urmă de pe card am mai mutat 24, deci am avut încă 25 un bonus și undeva 2.80 aveam. În cont am început cu 2.80 să lucrez, am trimis 2.80. Pe 13, seara, și a doua zi, deci practic mi-a intrat la 12.36 și azi seara iar la, eu seara într-un cont și deci undeva în jurul 21.47, 22.47, 22.59 când fac tranzacția. Deci, uitați-vă, aici ia vine un cod. Acest cod anume este descifrarea la descriere, cum am spus. El e important pentru noi, unde noi putem să aflăm prima cifră în rate cu ce curs s-a cumpărat moneta când am făcut eu tranzacție cu banii mei. Câte monete am cumpărat? Câte monete s-au dus pentru cashback care ni se va întoarce nou? La ce curs se va întoarce acest cashback nou? Și ce valoare în dolari de cashback vom primi. Deci, deoarece eu am lucrat cu 2.80, deci 2.80 am înțeles cu 1 întreg și 1, asta 110% iese și pe aceasta. Și așa, la cel de... uitați-vă. 2.30 am înțeles cu 1 întreg și 1, e 2 întreg și 53. Acum i-am făcut mai deșifrat aceste date, le-am dezbinat în 5 elemente, ca să vă explic fiecare, ca să înțelegeți ce se întâmplă aici. Uitați-vă, prima rate până aici, acesta e cursul monetei la care s-a făcut cumpărătura. Cursul monetei Nominal Coin, în data când am făcut eu trimiterea banilor prin ADV Cash la Nominal Coin. Deci uitați-vă, pe 2.30 era 8.46, a doua tranzacție era 8.88, deci cel tot timp crește cursul. De la zi la zi, deci asta e un avantaj. Cursul este controlat de ei și scopul lor este el permanent să crească. Vom vedea cât el va crește, dar situația la moment este aceasta. A doilea cifră. Coins. Deci asta este valoarea monedelor care noi am cumpărat de banii noștri. Deci în cazul meu, $2.80
la cursul acesta am cumpărat rămâne. De cum se calculează? De ce așa am scris? 2,80 împărțim la cursul care este indicat în prima valoare, în rate. Deci în ghilimele am scris coeficientul 1. Deci 1, 2, 3, 4, 5 coeficient aici. Și ne dă valoarea la coeficientul 2. Numai câte monete am cumpărat. Acum, ca să aflăm valoarea la a treilea element, facem așa, deci elementul 2 înmulțim cu 0,2, deci 20% din valoarea monetelor care noi le-am cumpărat se duc la cashback. Și când cursul monetei ajunge la valoarea din factorul 4, sau atunci noi și vom primi cashback-ul, care este indicat în coeficientul 5. Cum se află swap-ul? Deci coeficientul 5 se împarte la coeficientul 3. Deci cashback-ul se împarte la aceste 20 monede, deci care s-au cumpărat pentru cashback. Și când cursul ajunge la această valoare, el atunci automat se vinde. Deci asta tot este automatizat. Și cum mă uitați, aici nu are, cum să spune, nu sunt banii care se dau nouă din aer, din pot, sau cum se spune. Deci este tot calculat. Dacă o să lați și o să calculați, fiecare o să vedeți că până când tot e logic. Unica nu se știe dacă nu vor apărea factori externi care poate să le încurce lor să crească permanent cursul așa cum ei planifică. Dar în jur de un an cursul va fi 1000 de dolari peste un an. Deci factorul principal, am spus în aici că să mai vine zis aici. Când am explicat că ei, tot timpul oferta lor este mai mică decât oamenii vor să cumpere monede. De ce în fiecare zi cursul crește? Ei controlează creșterea cursului. Deci nu dau mai mult monede decât sunt bani. Adică ei fac ca să fie deficit. Cam asta a fost ideea în acest video, deci dacă o să... Da, deja... Ok, dacă sunt întrebări, mă găsesc prin Skype, care este indicat sub acest video. Și nu pierdeți timp, acum este momentul de a cumpăra monede, că pe urmă acest factor, cashback, se va micșora. Va fi 0,1, adică 10% deja din monede care noi le cumpărăm vor fi în cashback. Din care cauză? Că nu o să împărțim o să primească valoarea aceasta, coeficientul 3, o să iasă mult mai mic ca cum este acum la 20%. Și din care cauză? Swap-ul o să fie mai mare. Deci de două ori mai lungă va fi durată până o să ajungem la scos bani. Dacă acum e undeva în jur de 40 zile, pe urmă respectiv va fi 80 zile, după ce se termină testarea. Și deci când o să vă treziți și o să vreți să câștigați, deja o să fie mai rar momentul acesta, mai deoarece sistemul se reglează, companie pentru noi ne face această favoare că ne dă mai mult decât va fi în viitor. Dar totul va fi unica. Veți câștiga mai puțin ori pe parcursul anului, ca exemplu, decât acum în perioada startului testării. Cam atât ce am vrut să spun. Nu uitați să vă înscrieți la canalul meu ca să fiți la curent cu alte video. Numai bine!